Răzvan, acum o întrebare, pur și simplu. Ai nu în blatul. Nu, uitați, domnul Răzvan, eu nu știu e care, de decizia care ați luat-o azi în lipsa asta. Au fost voi indicați la partid, la cumnatul dumneavoastră. Du-te de ce mai sunt bai cu paie. Nu, serios, doar e legat de procurorul Diacu. Ți-a spus că nu-ți dau nici urna, ți-a să-ți dau de asta. Am să-ți dau hotărâre și gata, nu-mi place. Nu mă interesează zona, v-ați abținut... Domnul Morozan, v-ați abținut de 4 ori, de vreo câteva ori de la dosarele 7 aprilie. Acum, parcă intenționat, ați luat o decizie și încă în lipsa mea. Cum se explică asta? Domnul Morozan, chiar... Mine asta mă interesează. Băi, v-ați abținut... Nu mă provocau, nu înțeleg. Nu mă provoc, eu, pentru mine mă interesează. De câteva ori v-ați abținut să examinați cererile mele și sunt legate de 7 aprilie. Acum ați luat o decizie. Aia asta e dat tu. Și gata. Cum am dat eu? Hai, te rog. Vă spun indicați la cumnat dumneavoastră. E tu te zici, nu-i jucat. Nu vii cumnat? Nu este. De... Hai ieși. Dar cum de la domnul, de la procurorul Diacov l-a salvat de răspundere penală, că pe decizia asta, Vă socot că v-ați avut un comportament criminal. Domnul Morozan, chiar. Zic-o în liceu.